felicitări. Astăzi ai marcat primul tău gol în tricoul JPNC. Da, este primul meu gol. Puteam să mai marchez, s-a mai avut câteva situații, dar sper că la meciul următoare, mai ales cele oficiale, să marchez cât mai mult. Te-ai acomodat la Lipensa? Da. Am găsit aici un grup destul de frumos, având în vedere că majoritatea sunt din Liga a patra și încerc să mă integrez cât mai bine. Cu Mediop, cum te înțelegi? Probabil vei forma linia de atac. Da, încă ne mai cunoaștem, ca să zic așa, pentru asta sunt și aceste meciuri de pregătire. Eu cred că o să ne completăm destul de bine și să reușim să marcăm cât mai multe goluri. Cum a fost pregătirea de iarnă? Cum îi simți pe băieți acum cu atât de puțin timp înainte de startul campionatului? Fiecare pregătire de iarnă este mai grea, terenurile sunt dificile, am încercat să ne pregătim mai bine, facem antrenamente la Urseni, am fost și la sala de forță. Cred că suntem cât de cât pregătiți, mai avem o săptămână și sperăm să reușim să fim 100% la prima etapă. Ți-ai propus un număr de goluri în tricoul lui Ripi? La ASU ai fost mai tot timpul golgheterul echipei. Da. În primul rând să câștige echipa, să avem cu mai multe victorii, iar dacă voi marca cu atât mai bine. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!